Șoiu, în apărarea limbii române și agenda cultural-științifică a lunii februarie, iar domnul Geo o să aibă acest member cu scriitorul, nu? Dumitru Băreț. Dumitru Băreț. Cu ce cum vrei să începem? Bine, atunci vă doresc o seară minunată, o să stăm și o bucurie așa la dumneavoastră, printre alte lucruri pe care le mai facem noi, că îmi face o deosebită plăcere să fiu alături și să ascult, pentru că tot ce ne spune și domnul Geo, dar și doamna profesoare, sunt lucruri importante și e bine să le ascultăm. Și începem, sigur. Gata. Da. Păi atunci, gata. Start. Vot. Cred că a intrat în reflexul nostru al tuturor faptul că avem o rubrică cu caracter permanent, remember, în datul căreia ne amintim de contracții scriitori care nu mai sunt, fie că sunt mai apropiați de noi, unii care am fost chiar colegi în cadrul diverselor cenacuri, alții pe care i-am cunoscut de diferite împrejurări. Astăzi mă voi referi la scriitorul Dumitru Bălăieț, amintindu-vă că peste exact, azi e 2 februarie, peste exact 2 zile se împlinesc 7 ani de când s-a înălțat la cer. În data de 4 februarie era programată să se lanseze la Biblioteca Municipală, în cadrul Cenacului Literatorul, o carte a domniei sale, Biblioteca și Educația Permanentă. Legătura dintre carte și permanența educației, foarte care trebuie să ținem cont cu toții, în sensul că educația este un proces care începe și ține cât ține și cât ține viața noastră. Și nu reușim, asta e realitatea, nu reușim nici să învățăm și nici să dobândim tot ceea ce ține de educație, ca să zice, domnule, avem o educație desăvârșită, o moralitate la fel. Dar drumul spre acesta este foarte important și în această perioadă care ține o viață, suntem, dacă ne respectăm și vrem să fim oameni cu noi și cu cei din jurul nostru, suntem în permanență călători pe acest drum către noi înșine pe partea de lumină a sufletului nostru. Și acum am să vă spun câteva lucruri despre Dumitru Bălăieț. Sunt convins că mulți au cunoscut personal ca și mine. Într-o vreme, domnia sa a fost în conducerea Consiliului Educației Sociale. S-a ocupat de biblioteci la nivelul întregii țări. Are meritul de a fi înființat depozitul legal, de a fi împreună cu Florin Rotaru, un alt prieten al lui, și care a fost și parlamentar, și Dumitru Bălăieț, la fel, au făcut împreună legea bibliotecii și, ca să mă refer numai la acest aspect și să-mi amintesc cumva că în viața mea, o vreme, am lucrat și eu în sectorul acesta al bibliotecilor. Dar sunt multe alte motive, multe alte lucruri care mă fac să-mi amintesc cu bucurie că m-am numărat printre cei care au fost prieteni și apropiați. Scriitorul Dumitru Bălăieț s-a manifestat remarcabil ca istoric literar, cercetător, îngrijitor de ediții, funcționar public, plin de dăruire în domeniul biblioteconomiei. Domniei sale îi revine meritul de a fi desființat fondul special din biblioteci. Cred că știți despre ce este vorba, că o serie de valori
aparținând trecutului, dar pe considerentul că aparținau unei anumite clase sociale, erau considerați urmanii în amicii ai poporului, au fost mătrășite din biblioteci cărți care trebuiau neapărat să se constituie într-un fond de patrimoniu spiritual. Tot el a editat opera marelui biolog român dintre cele două războaie mondiale. Este vorba despre Nicolae Georgescu Tistu, Cartea și bibliotecile, 1872. Ca deputat între 1992 și 2004, a susținut în Parlamentul României cauza bibliotecilor, a reușit să promoveze legea depozitului legal și să introducă în legea învățământului capitolul despre biblioteci, cu titlu foarte sugestiv și foarte bine gândit. Educația prin biblioteci, o prioritate națională, care de fapt sub același titlu a devenit și o carte din care artista Doina Ighițescu ne va citi în finalul pagină și jumătate. Autorul pledează pentru creșterea acestui rol din perspectiva filosofiei culturii. Eseurile ce alcătuiesc această carte sunt scrise cu pasiune și într-un stil deosebit de atractiv, uneori cu accente critice. Toate categoriile de cititori pot regăsi în lectura acestei cărți o cale de înălțare spirituală. Aș mai adăuga aici și faptul că nu întâmplător motoul acestei cărți sună astfel. Ceea ce devenim depinde în mare măsură de ceea ce citim după ce toți profesorii au terminat cu noi. Cea mai mare universitate este o colecție de cărți. Temele majore pe care le-a abordat în opera sa sunt filozofia, și în acest sens exemplific cu filozofia fragmentului, unde a descoperit o nouă cale în teritoriul filozofiei, legătura dintre fragment și întreg și modul cum se parcurge drumul de la fragment la întregul din care face parte. Temele majore pe care le-a abordat în opera, așa asta am zis, așa, filozofia constituită sau gândită ca nevoie de liniște interioară și echilibru sufletesc și mitologia ca rădăcină a istoriei umanității din care s-au înălțat în timp făpturile consfințind perenitatea omenirii. Reprezentativ pentru exploatarea mitologiei este poemul În căutarea lui Trofonius, mit al unui drac ascunzător de comori, în cazul de față comorile cuvântului. Îmi aduc aminte de întâlnirea din ultima seară a lui Cireșar 2008, al cărei invitat special a fost scriitorul, acum devenit amintire, care a impresionat-o profund pe doamna critic literar Mariana Ionescu, care a sezizat în Trofonius o abilitate de a cunoaște bine controlată, erudiție, știind să caute valorile poporului nostru pentru a-și crea propriul univers. Între timp și doamna Mariana Ionescu a pășit în lumea umbrelor. Îmi amintesc de acea seară în care, la final, dându-i se cuvântul, neuitatul nostru prieten, scriitorul Dumitru Bălăieț, de parcă ar fi stat de vorbă cu propriul suflet, a spus: orice poet are nevoie de recunoaștere ca om. Conversația cu stelele este o legătură extraordinară de profundă. Nu-mi pare rău că am cercetat ani în șir colecțiile. Acestea au început să se distrugă în bibliotecile Academiei. În interiorul Pământului sunt glasuri care descoperă comori, eventual sacrificiu. Trofonius mă urmărește pentru că m-a urmărit ca pe un pre-Faust. Trofonius a făcut legământ cu diavolul. Trofonius este punctul nevralgic al creației mele. Trofonius vrea să se salveze prin construcție. Omul se salvează prin muncă. Trofonius așteaptă să primească nemurirea, dar a obținut petrecerea și cântecul. Trofonius este un erou al zbaterilor în care ne aflăm astăzi. Cel care aruncă comorile este constructorul într-o fază mefistofelică.
Văgăunile lui Trofonius reprezintă raportul dintre meșterul Manole și Gloriza. Și mai spune domnia sa, a muncit 15 ani și a rezultat acest poem. Miturile sunt o întoarcere în istoria existenței sale. Am constatat că în Iliada sunt vreo 200 de cuvinte românești. Din chipurile celor din sală, și nu au fost puțini, confesiunea a provocat o profundă impresie, iar mie mi-a adus în memorie zicerea lui Eminescu din glosă: viitorul și trecutul sunt a firei două fețe, vede în capăt începutul cine știe să le învețe. De același autor, pe teme dacice, menționez următoarele tipuri de volume de poezii: Glasuri, în căutarea lui Trofonius către rădăcinile mitologice ale literaturii române, Motivele mării în poezia română populară, acestea sunt niște studii critice, Herodot și săgetarea, cercetări în volumul Regăsirea continuă, 1986, Țara lui Brochete, poezii, Spațiu etic, etnic unitar din preistorie, Dacia Mare al lui Burevista, Tracomania de la Regalianus, cercetări în volumul Păuirea României Mare. Și voi încheia cu câteva referințe critice ale unor nume cunoscute și care subliniază principalele preocupări și esențialitatea cu care au fost tratate de autor. Vasile Băran, în ceea ce privește patimile lui Decebal, două mi se par a fi realizările de bază ale poemului, epic, epicodramatic al lui Dumitru Părăieț. Umanizarea personajului central și actualizarea conflictului tragic în care este angrenat el. În ambele direcții, Dumitru Părăieț acționează discret pe baza datelor istorice. Planurile epice dramatice se împlină armonios, încât ai impresia că te afli uneori în fața unei prelungiri a Iliadei lui Homer, alteori în fața unei tragedii shakespeariene sau a unui film modern de inspirație istorică. Toate elementele acțiunii converg către o filosofie specifică a autorului. Degeaba și dacii lui călătoresc în etern spre originile Universului, unde se află zeul lor, iar deltele stelelor constituie puncte de orientare pe acest lucru. Și profesorul universitar Dr. Ovidiu Dirbic, cu care am fost coleg la Colegiul Popular Nicolae Bărcescu pe vremea aceea în Craiova, el era la Real, eu eram la Uman. Și cu toate acestea a rezultat, iată, de fapt, vocația lui adevărată a fost aceasta către istorie și critică literară. Iată ce zice Ovidiu, profesorul doctor Ovidiu Ghirbic despre poetul Dumitru Părăieț. Pentru cine a urmărit cu atenție evoluția lirică a lui Dumitru Părăieț, nu era greu de observat resorturile programatice ale activității sale poetice, în carapacea de a construi cu mijloace proprii noi și originale o mitologie dacică. Poetul poartă pe umeri zestrea ancestrală a ciobanului neolitic, se simte și el, altfel spus, un copil al transumanței, forează arheologic în memoria veacurilor, capacitatea de a transmite trecutul într-un prezent perpetu atemporal, într-un timp netimp, este impresionant. Închei întorcându-mă la poeziile create de artistul cuvântului Dumitru Bălăiesc, mai cu seamă la cele cu formă fixă, în primul rând sonetele, cu o prozodie impecabilă și de aici armonia muzicală a lor, care pune în lumină faptul că a înțeles corect înțelesul sintagmei libertatea în poezie dintr-un catren al poetului George Lesnea, în care își definește crezul poetic. Modul cum a înțeles să-i satisfacă rigorile îi asigură poetului Dumitru Părăieț perenitate și un loc de primă mărime în lirica română contemporană. Cadrenul găsuiește astfel: poeții trebuie să știe, să lupte și să sângele, căci libertatea în poezie e o strajnică constrângere. Cam aceste lucruri am ținut să vi le
de dorul în această seară. Vă mulțumesc pentru atenție și continuăm întâlnirea noastră.